Salutare lume și welcome back to Bacovia Live Channel. Astăzi ne bem cafeaua și ne uităm la Teo 10, desigur, pentru că finally a postat adevărul despre mine, Petre Ștefan și Albert Nebunul, a.k.a. Beto. A pus un vlog, practic a venit acum câteva, nu știu, cred că o săptămână, cred că a trecut o săptămână. A trecut pe la filmări pentru că am filmat pentru Alex Velea, toți trei, și eu și Albert și Petre. Am filmat niște chestii pentru Velea, o să le vedeți când o să apară. Mi s-a părut interesant că Teo s-a dus undeva pe la 11-12 dimineața la toate filmările astea, pentru că au durat foarte mult și eu aveam seara, undeva pe la 11 seara mă chemase Velea și i-am zis lui ăsta, îmi face Teo, că bă, ne vedem la 11, nu? Și fac eu la 11 seara, nu? Și face el, cum adică la 11 seara? La 11 dimineața. Și eram la modul, bro, probabil am înțeles eu proști, ăștia filmează la 11 dimineața și era vreo 10 dimineața, cred că când am vorbit sau ceva de genul, și am zis, aoleu, mâncați așa, trebuie să ajung la filmări. Și am zis, cum mă, la 11 dimineața? Și face, păi la 11 dimineața m-a chemat Velea. Și am dat și eu niște telefoane să mă asigur că, bă, de la 11 dimineața sau la 11 seara? Eu trebuia să vin la 11 seara, iar Teo la 11 dimineața. Practic, Alex Velea în ziua aia a filmat toată ziua, a fost o zi destul de încărcată pentru el și mi s-a părut tare, mi s-a părut funny faptul că nu înțelegeam nici eu, nici Teo, ce naiba se întâmplă, știi? Dar după aia vă dați seama că ne-am dat seama că da, ok, el e chemat la o oră diferită, eu sunt chemat la altă oră. Ca idee, am văzut până aici și am văzut din thumbnail că vine partea noastră și am zis ok, hai să reacționăm unde apar și eu. Suntem cu Petre aici la Teo 10, bă băieți, apropo. Viața mea zi de când ne chinuim să ne vedem până să încep. Bă, frate, tot mi-ai promis o cafea. Eu ți-am promis, nu? Deci fiți atenți că Teo, nu, de fapt eu i-am zis că o să ieșim la o cafea să vorbim și așa mai departe. Dar să moară Jackson dacă ne intersectăm, că de 2-3 luni de când am vorbit de cafeaua aia, cred că de la Beach Please, am zis, bă, ne vedem și noi la o cafea, că ne-am întâlnit la Beach Please și a fost super tare, adică eu mă știam cu Teo, doar că la Beach Please mi s-a părut că, bă, am stat mai mult, am petrecut un pic timp împreună, am mai vorbit una alta și a fost haz și mi s-a părut că și el și prietena lui sunt un cuplu minunat, sunt niște oameni cu bun simț și extraordinar și da, am zis, bă, trebuie să ieșim la o cafea să mai vorbim, să mai îmi dai niște knowledge de vlogging și așa mai departe. Knowledge pe care deja mi l-a dat Teo, te pup și apreciez că mi-ai dat sfaturi despre vlogging. No. 9 luni, te rog frumos. Mereu mi se întâmplă să o dea lumea. Frumos să-i dai cafea în momentul acesta, te rog frumos. Toată lumea se ia de mine. De unde iau, și Petra a venit la mine, bă, ce faci, mă, nu ne mai vedem, nu ne mai, vă luați de mine așa. A uitat bonzaiu, a uitat să începe pe pași pe bădă, dar tot ce gata, s-a încheiat tot. Mamă, așa, aiurea? Și promit că este ultima colaborare. Bă, trebuie să înțelegeți că Petre, deci gândurile mele rapide despre Petre Ștefan, e un tip atât de hascoaie și atât de deștept și inteligent și carismatic și foarte de treabă. Știți ce îmi place cel mai mult la Petre? Că indiferent că unde te întâlnești cu el, în studio sau la un restaurant sau pe stradă sau oriunde te întâlnești cu el, e genul de om de spirit liber care face Caterinca și îți face ziua mai bună, frate. Are un har foarte tare. Îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult cum și-o arde tipul gen. E un om atât de, bro, n-ai cum. E hazul într-o chipat. Și toți care știți, cred că îmi dați dreptate. Și pentru cei care nu-l știți pe Petre Ștefan, e chiar un tip extraordinar, de nota 10, băiat de nota 10. Eu te cred, frate, că sunt vremurile care sunt și tot așa. Bă, să ziceți la cameră că glumiți, că după aia o dăm un altul. Da, glumi, că dau. Bă, nu cred că nu-și dădea seama cineva că e o glumă, adică e clar, sarcasm maxim, Caterinca maxim. Tu știi că ăsta, fii atent, tu știi, nu știu dacă îl urmărești, mă rog, așa, ăsta are un deal, că dacă face 2 milioane de subscriberi, e la 1 milion și ceva, face piesă cu Smile. Două jumate. Ce părere ai tu, că 2 jumate, păi era 2? Două jumate. La 2 jumate, cică... Păi și cât ai cu acum? 1,1. Și la 2 milioane jumate? Da. Da, dar știi care-i duma? Abonați-vă la Teo 10, o să facă 2 milioane jumate de subscriberi, să scoată piesă cu Smiley. Eu nu l-am auzit cântând niciodată. Tu ai cântat pe ceva? Aaaa, ce asta, nu. Fii atent ce să fac în seara asta, dacă nu bag 3, 4, 5 mii de euro și îți bag numai boss de aia să țin. Nu. Fără. Faci piesă cu Smiley în AI și ai rezolvat situația acum. Deci fii atent, dacă ați vrea să... Da, dar de fapt unde ar mai fi challenge-ul dacă ar face acum piesă cu Smiley? Bă, eu zic că o să mai dureze ceva timp. 2 milioane jumate de subscriberi e enorm. 1 milion mi se pare enorm. Nu imposibil, dar mi se... E mult, frate, trebuie să recunoașteți, 1 milion de subscriberi e mult. Apoi 2 milioane jumate. Dar îl văd pe Teo să adune
să adune 2,5 milioane de subscriberi. Porteo! Eva, da? În afara online-ului, că fiecare ne percepe cum crede și așa, ai văzut că sunt percepe. De să nu ne știe, gen. Da, și dacă ți-ai dori să te cunoască, ce ai vrea să știe despre tine, gen? Să știe că... ce să știe, mă, despre mine, că... Dar ai înțeles întrebarea, da, nu? Da, da, dar nu știu, vreau să dau un... Bă, înțelesesem întrebarea, dar să mor eu, mă gândeam la un răspuns din ăsta deep, eu prost, mai bine dădeam un răspuns simplu și aia, și cred că nici nu mi-am amintit ce am răspuns, nici nu știu dacă l-am dat. Băi, aș vrea să mă cunoască fanii, gen, să mă cunoască exact cum sunt eu, frate, pentru că... Păi, adică cum, mult... că aia e schema, gen, cu tine, foarte multe Caterinci pe net, pe care exact. Lumea nu înțelege că sunt Catericile mele personale, dacă nu stai cu mine zi de zi sau nu ne-am văzut măcar o singură dată, n-ai cum să le înțelegi, ai impresia că sunt niște aroganțe, gen, dar în niciun caz, frate, sunt cel mai dulce om și ce crezi? Să vlogul. Nu știu, stai să, nu știu, să vadă că ia, facem ia. Aceeași chestie ca ei cât mare parte a zilelor, adică mergem, mâncăm, adică frate, nu e nimic special. Acum 2 ani aveam 50 de lei în buzunar, acum poate am, gen, nu mai contează cât câștig, poate am 5.000 în buzunar, eu mă simt același om, gen, fix același om. Păi asta pentru că... Bă, ce vreau eu să spun e că vreau să le spun oamenilor, cumva oamenilor care cred că, nu știu, dacă ești artist și ești cunoscut și așa mai departe, poate unii au imaginea asta în cap, cum aveam și eu când eram mic față de alți artiști, imaginea asta în cap de, bă, ăștia nu știu ce fac în timpul liber, se, nu știu cum, nu știu ce, adică, și vreau să subliniez faptul că nu e chiar așa, adică la urma urmei suntem și noi oameni ca și voi, în mare parte a timpului, în afară de munca pe care o facem noi și timpul pe care ne-l dedicăm muzicii noastre și așa mai departe, creației noastre, facem lucruri normale de oameni, adică mâncăm, poate mergem la sală, dormim în aceleași poziții, nu dormim într-un pat în care levitează sau, adică, de multe ori copiii, ei normal fiind copii, și imaginează tot felul de lucruri, adică când ești cunoscut, nu știu ce face la Bacovia, e în club cu 30 de femei și... nu știu ce sau... Na, eu personal nu știu ce fac alții, dar eu sunt un om foarte, foarte simplu, adică... Eu sunt genul de om care se duce fără nicio rușine și fără nicio problemă la supermarketuri, îmi fac cumpărături, mai mă oprește lumea prin supermarketuri, facem poză, adică nu mă ascunde chestiile astea, mi se par chestii omenești. Și nu mi-a luat niciodată arfe din astea de a nu intru într-un supermarket că eu-s Bacovia și cum să mă vadă lumea cumpărând de pe rafturi sau, știi? Adică dau și comandă, cumpăr și din supermarket, înțelegeți? Fac chestii pe care le faceți și voi, desigur. Asta am vrut să subliniez. Că și lumea o ia altfel, gen, o ia perpedes, o ia... Asta pentru că lumea trebuie să înțeleagă că, în primul rând, noi am făcut-o din pasiune, că am venit și banii și că da, asta, frate, asta e rău, dar noi o facem cu aceeași pasiune, cred că și la tine la vlog, nu? Logic. Adică, clar e vorba de pasiune. E numai vorba de pasiune, mamă, voi vedeți ce fac în momentul ăsta, mă? Descriu ceea ce am vorbit eu, wow. E clar că e pasiune pentru că, uitați, și canalul ăsta de live, bro, când am început canalul ăsta de live, făceam per video 2000, 1500... 3.000, hai maxim 5.000 de vizualizări. Și acum mai postez videouri care nu fac, că eu nu fac sute de mii de vizualizări deocamdată. Sau milioane, nici nu mai vorbim aici pe canal. Eu nu fac bani din canalul ăsta de Bacovia Live. Eu nu generez bani, eu nu trăiesc din chestia asta, dar mie îmi face plăcere să fac asta, să stau să vorbesc cu voi, să vorbim diferite subiecte și continui să o fac. Ba mai mult am și investit în chestia asta, după cum vedeți, dacă vedeți primele vloguri, ce jalnice erau din punct de vedere calitativ și așa mai departe. Acum am o cameră mai bună, am obiective mai bune, am lumini mai bune, adică totul merge... Am o zgârietură pe deget. Totul e mai profi și am băgat bani în chestia asta pe care eu nu i-am scos niciodată din canalul ăsta de vlogging. Dar, fiind pasiunea la mijloc și că vreau să descoper chestia asta și că îmi place chestia asta, continui să o fac. Și o să continui să o fac și o să cresc canalul ăsta și o să vedeți că poate într-un jumătate de an sau poate într-un an, o să fim, sau poate în 2 ani, cine știe cum le așează Dumnezeu, o să fim 100.000 de abonați aici, poate 200.000, poate clipurile mele nu o să mai aibă aici pe canal 50.000 de view-uri sau 30.000 de view-uri cum au acum sau 5.000 de view-uri, poate o să aibă 100, 200, 300.000 de view-uri la fiecare clip. Dar totul în orice faceți este vorba de pasiune, dacă nu aveți pasiune nu mai faceți. Asta sublineam și cu muzica. Întâi a fost pasiunea, noi am făcut-o din pasiune, n-am așteptat nimic în schimb, dar faptul că au venit surse de venit din muzică și așa mai departe, asta e altă treabă, pentru că trebuie să ne întreținem, trebuie să plătim piesele, viitoarele piese pe care le producem, pe care le creăm și așa mai departe. Dar totul la bază a stat munca și pasiunea, clar. Nu cred că putem să facem asta. Cât e ceasul? Cât e? E două?
Aici urmează jalea, mâncață. Și am spălat mașina lui Teo. Deci am spălat mașina lui Teo de n-am înțeles. A băgat nebunul de Petre 8 minute pe spumă din aia. Bă, i-am făcut-o... Da, știi cum... Bă, stai să vedeți. E timpul să spălăm mașina. Asta e ora. Asta e ora. Eu nu puteam să mă bag prea mult că trebuia să filmez și eram îmbrăcat deja de filmare și am zis că dacă mă bag în mașina aia mâncația și mă fac spumă tot și adio haine de pentru filmare. Și atunci colegul meu Petre Ștefan, fiind un om atât de bun, a intervenit și a luat mare parte din job asupra lui. De dimineață ajunge departe și cine se trezește de dimineață și cu mașina spălată ajunge și mai departe. Și cine nu doar vrea să facă vlog, Petre. Nu te spală mașini. Tragi tu un bacșiș și mâncați normal, așa că știi pe București. Cât? Cam cât te mulțumesc? 30 de lei de căciulă? Șefule, vrei interior? Nu, viața. Ai jale în interior. Am, o să mă lași pe mine că fratele tău s-a ocupat. Da, abia acum l-am angajat, face treabă, bă, spală câte 3 mașini deodată, să mă râzi. 8 minute de spălare cu presiune. Hai, că în 8 mamă. Minute, în 8 minute nu mai e vopsea. Repede, repede, e roz, e roz. Repede, repede, e roz. Cum se descurcă, ia zi Bacovia. Bă, să descurcă bine, dar având în vedere că tu ai mașina albă. Mă, viața mea, dar tu ai dat 8 minute de data? Asta doar să pune. Ai dat 8 minute. Bă, inițial credea că sunt 8 minute de spumă, dar era nu, 8 minute era tot program, puteam să schimbăm pe clătire, pe nebunie. Am dat cu ceară peste spumă, bro. Cine nu vine să cred că dăm 8 minute cu spumă de asta pe mașină. Banii, Teo, banii! Petre, viața mea, pentru fratele, na, te pop, pe română, am văzut prost. Ia și de la mine restul. Asta ți-o facem din prietenie, așa, din amicii. Da, frate, prima dată e să vezi cum e, să vezi dacă îți place și a doua oară dacă îți mai place. Mai am spălat mașina după 2 luni. De fapt, nici am spălat-o eu, am păcălit-o și pe ziua de azi. Ia uite la detalii, că asta e cel mai important la noi la spălătorie. Bă, ce să zic? Nu prea s-a luat Petre, așa Petre, bine. Petre, Petre, avem aici ce niște... Mama, a rămas o pată. Ei, dar ce faci aici, bă, mașina? Te-a spălat-o? Ia uite, oglind, mama, e cum a la oglins perfect. Nu spus, oh, frate. Shit. Mamă, ăsta e smecleu. E smecleu, de la nasol. Bă, știi care-i duma? La banii pe care i-a oferit șeful. Bă, asta așa e. Dai asta și un ciubuc, ți-o scot, ți-au pata. Nu dai ciubuc? Fără mișto? Fără mișto, dacă dai ciubuc. Hai, mă, las-o bă, așa. Hazi, mă, hazi. La cap e perfect. Am stat la filmările alea mâncavași până pe la 4 dimineața, ca să înțelegeți ce zi de muncă a fost. Nu pentru mine, ci pentru Velea, frate, care filma de la vreo 10-11 dimineața până a doua zi, gen la 4 dimineața. That's insane, bro. That's insane. Mi se pare insane rău. Dar îl felicit, desigur, și abia aștept să iasă materialele pe care le lucrează împreună cu noi. Totodată îl felicit și pe Teo și sper să facă cât de curând se poate 2,5 milioane de abonați ca să iasă piesa cu Smiley. Și vă felicit și pe voi că sunteți aici pe canal, că ne bem cafeaua și abonați-vă dacă nu sunteți abonați. Vă pup multă dragoste, Bacovia! Love you!